Președintele Serbiei Alexander Vučić a dizolvat Parlamentul și a anunțat alegeri anticipate luna viitoare. Scrutinul va avea loc în același timp cu alegerile locale și ele devansate în septembrie. Mai multe partide de opoziție care au organizat proteste în Serbia împotriva violenței au cerut inițial organizarea alegerilor municipale anticipate. Analiștii spun că scrutinul anticipat și absența unui parlament îi vor permite lui Vučić să câștige timp și să amâne mai multe decizii privind Kosovo. Uniunea Europeană face presiune asupra Belgradului și Priștinei să accepte planul de pace care prevede înființarea Asociației Municipalităților Sârbe din provincie.